Noua configurație politică din Europa pune presiune pe moneda unică. Rezultatele dezastruoase din Franța și Germania la alegerile pentru Parlamentul European au contribuit la deprecierea euro pe fondul temerilor legate de avansul partidelor de extremă dreaptă. Astfel, euro s-a depreciat într-o singură zi cu 0,5% în raport cu dolarul american, ajungând la cel mai scăzut nivel din ultima lună. Un semnal negativ privind din partea investitorilor, care reclamă în momentul de față instabilitatea politică, da? care tinde să se accentueze în marile putere europene. Uitați-vă, în Franța, președintele a dizolvat Parlamentul urmarea rezultatelor din alegerile europarlamentare. Deci, practic, avem o criză politică în Franța, iar dacă într-adevăr extremiștii vor ajunge la putere la Paris, e, asta înseamnă o lovitură extrem de puternică, inclusiv pentru construcția europeană. Specialiștii spun că situația îngrijorătoare privind economia Uniunii Europene este dată de situația politică din Franța. În acest context, președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Olaf Scholz au fost întrecuți în cursa politică pentru alegerile europarlamentare din partidele de extremă dreapta. Se pune multe semne de întrebare legate de modul în care vor fi alocate fondurile europene în perspectiva noului exercițiu financiar a noii Comisii Europene și a noului Parlament European. Se pune problema de protecționism, da? pentru că, până la urmă, asta și-au dorit aceste partide extremiste care au prins un val extrem de puternic de, de, de voturi în perspectiva legilor europarlamentare. Deci, practic, banii europeni care sunt produși de țări, să rămână în țările respective. Moneda euro e deja supusă unor presiuni după ce americanii au primit mai multe locuri de muncă în aprilie, ceea ce a făcut ca dolarul să avanseze. De altfel, analiștii economici preconizează că moneda euro ar putea să scadă până la un curs de 1,05 dolari în trimestrul al treilea. Și mai o altă chestie, migrația. Migrația care e o temă extrem de importantă și care iată, atrage din ce în ce mai multe voturi, mai multă susținere. Iar acest lucru ar, ar putea afecta situația forței de muncă la nivel european într-o economie europeană care este extrem de îmbătrânită și care tinde să, 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 să se ducă spre o criză a forței de muncă extrem de puternică.